trei autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier pe șoseaua București din Giurgiu. Un autoturism marca Jaguar a intrat într-un Matiz care a ricoșat într-un autoturism marca Dacia Logan. Au existat și două victime, șoferul Matizului și pasagerul din dreapta, care au suferit răni la nivelul capului și gâtului și care au fost transportați la Spitalul Județean Giurgiu pentru îngrijiri medicale. Din primele cercetări, se pare că vina aparține șoferului autoturismului Jaguar. A avut loc un accident rutier pe calea București. Autoturismul Jaguar nu s-a asigurat la plecarea după loc și nu a acordat prioritate autoturismului Matiz. În urma impactului între cele două autovehicule, autoturismul Matiz a fost proiectat în Dacia Logan, care circula regulamentar. Din primele cercetări se pare că de vină este conducătorul autoturismului Jaguar, înmatriculat în Anglia, care nu s-a asigurat la plecarea după loc.